Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat să înțeleg că telefonul poate fi folosit ca un act de învățare, ca un partener în procesul instructiv educativ, deoarece societatea în care ne aflăm tinde să se îndrepte către utilizarea tehnologiei din ce în ce mai mult. Una dintre reușitele la clasă în privința utilizării tehnologiei a fost prima dictare a copiilor mei de clasa 1, care s-a desfășurat cu un succes deosebit, astfel încât toți au reușit să scrie corect după dictare folosind aplicația WordCloud. În comunitate încă nu am reușit să extindem, deși ne dorim acest lucru. Chiar mai devreme aveam o discuție cu colegele mele și ne gândeam să întocmim o planificare pentru o disciplină opțională care să aibă ca suport tot ceea ce noi am învățat accesând platforma aceasta Îndreptar Digital. Cea mai mare provocare a fost să reușesc să conectez în același timp la internet telefoanele copiilor mei și să reușesc să îi fac să aibă răbdare în așa fel încât toți să pornim în același timp exercițiul pe care ni l-am propus. Când folosesc resursele digitale, eu mă simt în pas cu tehnologia, mă simt updatată, mă simt pregătită să fac față acestei provocări, acestei societăți, acestor cerințe care sunt necesare, se impun, iar noi ca învățători trebuie să ținem pasul cu ele, pentru că generațiile de copii vin deja foarte bine pregătite în acest sens. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să gândească critic, autocritic, să se integreze în ceea ce presupune utilizarea tehnologiei și să devină responsabil în utilizarea acesteia, în așa fel încât să nu existe excese, ci doar un echilibru între utilizarea tehnologiei și activitățile frontale care presupun contactul direct cu ceilalți, pentru că nu este de neglijat, nu ar trebui să treacă într-un plan secund colaborarea, întâlnirea dintre ei, socializarea, pentru că tehnologia nu presupune această relație afectivă. Trebuie să existe empatia în continuare între ei. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor mei prin filmele interactive, prin prezentările dinamice în care ei își aduc aportul și chiar le dezvoltă. Le dezvoltă pentru că ei vin cu idei noi, sunt foarte creativi și dau dovadă de foarte multă îndemânare în utilizarea acestor resurse digitale. Când folosesc resurse digitale, elevii mei se simt în largul lor. Pentru că este o lume a lor, o lume în care ei sunt mai experți decât noi, aș putea spune. Uneori noi suntem cei care învățăm de la ei și acesta este un lucru bun pentru că învățătorul este de fapt un partener în învățare, învățăm unii de la alții, unii alături de alții. Personal, aș recomanda utilizarea resurselor digitale și altor colegi învățători, deoarece noi, învățătorii, putem transforma acest interes, această curiozitate a elevilor pentru tehnologie într-un act de învățare, o învățare activă și critică în același timp. Programul Îndreptar Digital aș putea să îl descriu într-un cuvânt, gândindu-mă la actualitate, la inovație și updatare.